Deși nu este un pasionat al lansărilor de carte sau al târgurilor de gen, așa cum declara, maestrul Dinu Săraru s-a întâlnit cu prietenii și cititorii săi la bibliotecă. Să știți că eu nu sunt împătimit de lansări de cărți. Eu nu mă duc nici la târguri de carte și o singură lansare mi-a dat ajuns. Această carte a fost lansată într-un loc pentru mine sacru, pe Calea Victoriei, în frontalul, în portalul Teatrului cel Mare, evident la 1872, de Frăția și de Eliade Lăbrescu și de Balcu Trivei, pe care frontalul s-a ridicat după ce Primăria Capitalei a vândut terenul pe care fusese clădit Teatrul cel Mare și eu ajunsesem director al Teatrului Național, mi-am dat seama că terenul era al meu, al Teatrului Național și Primăria vindea un lucru care nu-i aparținea, pentru că nu statul român, așa cum era el atunci, când era Gheorghe Bidescu, fratele lui Barbu Știrbei, domnitor, ci Eliade Rădulescu și Câmpinanu și frații Golești și Bălcescu au pus bani de la ei și au cumpărat terenul de la surorile Merișescu, pe care să ridice acest altar închinat limbii române și literaturii române și spiritualității românești. M-am dus la primul ministru, i-am explicat că e păcat că s-a vândut terenul, trebuia să-mi dea mie banii pentru Teatrul Național și Primăria a vândut un lucru care nu-i aparținea. În sfârșit, am încercat să găsesc o formulă. S-a găsit o formulă, secretarul general al Guvernului a venit și mi-a explicat că nu se mai poate face nimic pentru că nu, de la stat la stat nu se mai poate da nimic înapoi. Adică Teatrul Național devenise al statului între timp, dar nu statul construise și Primăria era așa a statului și atunci nu mai putea să-mi dea mie înapoi uzufructul acestei vânzări către colosul Novotel, hotelier mondial, francezesc la origine, și să rămânem așa. Și am rămas așa, dar am cerut măcar pe locul pe care să intra Teatrul cel Mare, să ridicăm frontalul. Eu aveam planurile arhitecților francezi și planul al portalului ăsta și să-mi facă deasupra portalului, în interiorul lui, o sală de măcar 100 de locuri pentru Teatrul Național și să-mi aparțină mie ca și frontal. În primul rând aș vrea să mulțumesc domnului Săraru că și-a aplecat atenția asupra mea ca aici, la Râmnicu Vâlcea, în orașul care poartă și pecetea lui, să mă invite să vorbesc cu acest prilej. Am fost prezent la lansarea acestei cărți la București, unde a vorbit președintele Academiei, academicieni, care au prezentat, atât cât le-a fost cu putință, această carte, dar și personalitatea domnului Dinu Săraru. În această seară aș vrea să vorbesc puțin despre acest volum, pe care eu nu-l consider un volum de amintiri, ci mai degrabă un volum în care maestru Dinu Săraru a surprins câteva dintre trăirile lui, pentru că nu este sub forma unui jurnal cu zile și cu evenimente, ci el are capitole care sunt provocate de domnul Vartan Abitulian, din întrebările pe care le pune, și în care domnul Săraru se antrenează și răspunde cu o nonșalanță debordantă. Iar atunci când citești acest volum, ai impresia că, de fapt, el este un roman. El curge, este exact ca un roman fluviu, încep cu prima pagină și nu poți să te desparți de a doua și de a treia și nu-ți dai seama când ai terminat această carte și cum sau cât de ușor a reușit ca să te transpună în trăirile pe care le-a avut de-a lungul timpului.
A vorbit domnul director al bibliotecii despre argumentul care stă la baza acestei cărți și care se numește De ce? Desigur, această întrebare este întrebarea fiecăruia dintre noi. Din cea mai fragedă vârstă, toți ne întrebăm de ce. Și continuăm să ne întrebăm de ce până în ultima clipă a existenței noastre. E bine, acest volum, care poartă un nume extrem de interesant, Jurnalul unui om controversat, unui personaj controversat, arată greutățile prin care a trecut acest om de-a lungul la 80 și ceva de ani de viață și amintirile pe care le are vis-a-vis de satul său, în care arată că dacă vor pieri țăranii, vor pierde lumea care a ținut această nație. Acum vreo 10 ani am scris câteva rânduri despre Dinu Săraru, în care îmi puneam și niște întrebări. Le voi relua ca să vedeți despre ce era vorba. Despre Dinu Săraru s-au spus și s-au scris multe. Pentru cine îl cunoaște, distanța dintre spusele admiratorilor și imaginea pe care încearcă să o contureze detractorii este de-a dreptul astronomică. Și paradoxal, lucrul acesta nu e de mirare. Oltean până în măduva oaselor, fără să sufere însă de ceea ce Petre Pandrea numea cândva complexul Cobiliței, natură hiperactivă, manager inspirat, gazetar îmbolit mereu de un nevăzut demă la polemici, Dinu Săraru nu putea lăsa indiferent pe nimeni. Ba, după ce i-a surprins pe toți afirmându-se ca un redutabil romancier, el a reușit să focalizeze asupra esegeți critice care până atunci fie locoliseră, fie nu și la leseseră drept țintă. Asta e, în pomul fără rod nu dă nimeni cu pietre. Surprinzător mi se pare însă faptul că Dinu Săraru a trecut prin toate cu un fel de seninătate, a cărei sorginte a rămas pentru mine multă vreme inexplicabilă. Mai târziu am înțeles că temeiurile ființei sale se sprijineau pe doi piloni trainici, pe de-o parte atașamentul pentru lumea în care se iubise, crescuse și se formase spiritual, iar pe de-altă originea boierească. După întâlnire, maestrul Dinu Săraru s-a întreținut cu participanții și a acordat autografe.